Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta acest vlog, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Fiul lui Monte Cristo de Teodor Constantin. Cu această carte, primul volum, deschidem seria Nebel de Constantin Teodor. Sunt extraordinar de curioasă să citim împreună această serie și sper să-mi placă la fel de mult sau poate chiar mai mult decât singura carte citită până acum de Teodor Constantin. Întâi de toate, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi siguri că veți fi notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, să dați un like dacă v-a plăcut, eventual un share și să-mi lăsați un comentariu, deoarece îmi face mare plăcere să vă citesc comentariile. Acestea fiind spuse, să începem! Capitolul 1. În definitiv, ce se întâmplase cu mine din clipa când, la lumina lanternei, mi-am dat seama că omul pe care îl ucisesem era tatăl meu? Ce se întâmplase și câte zile trecuseră de atunci? Zile? Nu cumva luni? Și mă găseam unde? Am deschis ochii și în același timp am rostit tare. Eu l-am omorât pe tata. De fapt, nu sunt sigur că mărturisirea a țâșnit în același timp. Dacă mă gândesc bine, cred că ea a precedat clipa când ochii mei au perceput din nou lumina zilei, fiindcă, așa cum stăteam culcat pe partea dreaptă, mi-aș fi descoperit vecinul de pat și poate că aș fi găsit în mine tăria să nu rostesc înspăimântătoarele cuvinte. "Ce-ai spus tu, mă, băiete?" În patul din dreapta mea sta culcat un bătrân. El mă întrebase și, ca să audă răspunsul, își dusese palma mâinii stângi la ureche în chip de pâlnie. "Nimic, moșule, n-am spus nimic." "Nu?" se miră el. "Mi s-a părut atunci. Bătrânețea, băiete. În ultimul timp mai ales mi se năzare adesea când vorbesc cu oamenii. Dar asta încă n-ar fi nimic. Dar mai adesea mi se întâmplă să aud voci care nu mai există pe pământ. Voci de rude, de prieteni care de mulți ani au plecat de pe pământul ăsta. Tu știi ce poate să însemne asta, măi, băiete?" Nu i-am răspuns. Nu i-am răspuns fiindcă nu-l ascultam, fiindcă, așa mi se părea, cuvintele lui nu ajungeau până la mine, mai precis până la înțelegerea mea. Și cu toate acestea mă înșelam. Iată, după atâția ani sunt în stare să reproduc cuvintele lui, fără nicio omisiune. Și doar atunci, prăbușit în mlaștina deznădejdii mele, nu auzeam cuvintele, nu ajungeau până la înțelegerea mea. De unde să știi tu? Tu ești un copil și ai fost pe deasupra tare bolnav. Dar acum, dacă ți-ai revenit, gata, ai birui moartea. Tu o fărâmă de om, amarnic te-ai mai luptat cu ea și ai biruit-o, pe când eu... Da, nu tu ai biruit-o, mă, copile, viața din tine... Tu ești mic, un plod de șchioapă, dar viața din tine-i cât Goliat. Pe când eu sunt lung cât o prăjină, da, viața din mine-i puțină și nevolnică, tot atâta cât îmi prânc de țâță. Doctorii spun că au să mă pună pe picioare. O zic așa, ca să-mi dea coraj, dar nu mă pot amăgi ei. Așa mi-a vorbit atunci bătrânul acolo, dar eu nu-l auzeam, nu eram conștient că-l aud, că înțeleg ce spune. Proiectat în mine însumi, mă torturam punându-mi întrebări la care nu puteam răspunde. Ce se întâmplase cu mine din clipa când, la lumina lanternei, mi-am dat seama că omul de lângă mine era tatăl meu? Ce făcusem după aceea? Avusesem puterea să mă reîntorc acasă? Și la spital? Eram doar la spital. Cum ajunsesem? Mă ridicase salvarea de acasă sau mă găsiseră dimineața trecătorii zăcând acolo, în hanul lui Agop? "Moșule, aici suntem la spital?" am întrebat cu neîncredere. "La spital, mă, copile, unde ai vrea să fim?" "La spital?" Și-am răsuflat ușurat, fiindcă mai înainte mă străfulgerase teama, dacă nu mă aflam la spital, ci la infirmeria penitenciarului. Întrebarea aceasta fusese precedată de o alta, dacă între timp vorbisem și fusesem arestat. Răspunsul bătrânului mă liniști. De fapt, e un fel de a spune, fiindcă, pe măsură ce minutele treceau, nu frica de consecințe era lucrul cel mai grav, ci fapta în sine. "Moșule," l-am întrebat, Cât timp mi-a fost rău, dumneata erai acela care-mi tot umezai buzele cu o cârpă udă? Eu, măi copile, va să zic că ții minte. Țineam minte. Mai mult, deși stăteam cu ochii închiși, vedeam, de fapt îmi aminteam, cum arăta încăperea în care mă aflam. O sală lungă, cu multe paturi, în care zăceau bolnavi de toate vârstele, ce se tânguiau continuu și lugubru pe diferite voci, ca într-o stranie și tulburătoare simfonie a durerii. Și în sală stăruia un miros de doctorii, un miros amar, de ce neapărat amar nu știu, dar așa credeam pe atunci. Prin ferestrele mari pătrundea fără niciun fel de opreliște lumina zilei, câteodată mohorâtă, de cele mai multe ori strălucitoare, care contrasta izbitor cu albul îndoielnic al cearșafurilor și al fețelor de pernă. Îndoielnic era și albul halatelor surorilor. Stăteam cu ochii închiși și vedeam toate acestea. De fapt, mi le reaminteam numai. Dar dacă ele erau așa și întraievea, atunci zâna în halat alb, de un alb îndoielnic, trebuie că exista și ea în realitate. Și parcă din adins, ca să nu mai am niciun fel de dubiu că zâna blondă exista și în realitate, i-am auzit vocea care atunci mi se păru melodioasă ca o alăută. Scoală, băiete, că a venit cineva să te ia acasă. Am deschis ochii și în clipa următoare nu mai m-a durut capul. Parcă și cealaltă durere, aceea a sufletului, dispăruse. Mă năpădise dintr-o dată bucuria că aveam să o văd pe mama, de care abia acum îmi dădeam seama cât de dor îmi fusese. Am sărit din pas printen și vesel și am alergat în calea ei. Dumnezeule, ce lung mi se părea coridorul pe care grăbeam în urma sorei Anișoara. Dar când am ajuns la celălalt capăt al coridorului, m-am oprit. Picioarele refuzau să mă ducă mai departe. Mi se părea peste putință să o pot privi în ochi, să-i primesc îmbrățișarea fără a-i mărturisi adevărul. Sora Anișoara se întoarse spre mine. Ce-i, băiete, ce s-a întâmplat? Și îmi pipăi fruntea să vadă dacă nu a revenit febra. Nu vreau să o văd, nu pot să o văd. Pe cine nu poți să o vezi? Pe mama. Pe maică ta? Asta-i bună. Auzi, un băiat care nu vrea să o vadă pe maică sa. Măi, ciudat mai ești. Dar dacă din această pricină bocești, atunci liniștește-te. Nu ea a venit după tine. N-a venit mama. M-am întristat dintr-o dată. Ei, drăcie, adineauri spuneai că nu vrei să o vezi și acum îți pare rău că n-a venit. Ciudată-i firea omenească. Numai o clipă m-am bucurat că nu aveam să dau cu ochii de ea, pentru că în clipa următoare să-mi pare rău că n-am să o pot îmbrățișa. Dacă nu e mama, am întrebat, atunci cine a venit după mine? Pe semne vreo rudă. Ei, haide, lasă nazurile că n-am timp de pierdut. Și luându-mă pe după umeri, mă sili să o urmez. Era, așa cum mă așteptam, unchiul Iancu. Cum am dat cu ochii de el, am țipat de bucurie și am alergat să-l îmbrățișez. Și cu brațele pe după gâtul lui am plâns mult, cum nu mai plânsesem niciodată până atunci. Măi, ducule, măi, flăcăiașule, ia-n să nu mai dăm apă la șoricei. Ce, noi suntem fete? Dar eu am continuat să plâng mult timp încă la pieptul bunului, minunatului meu, unchi Iancu. Mergeam alături de unchiul Iancu pe calea Călăraș, pe această stradă se afla spitalul comunal, era destulă lume sau poate mi se părea mie dezobișnuit cu forfota străzilor. Era o după-amiază cu soare, cu zăpușală și praf. Mirosea a bragă, a semințe, a pepen verzi și a pământ ud, mirosul acela caracteristic de caldarâm proaspăt stropit. Din când în când treceau vagoanele de tramvai, anacronicele, bătrânele și dezarticulatele vagoane de tramvai din orașul nostru. Vatmanii, poate din plictiseală sau numai din obișnuință, sunau în mod inutil clopotele dogite. De o parte și de alta străzii se înșirau prăvălii. Cele mai multe, cârciumi, unele cu grădini, altele cu mesele scoase în stradă. În stradă scoaseră mese, de asemenea, cofetăriile și bragageriile. Bragageriile și simigeriile, ca număr, concurau cu cârciumile. Simigeriile vindeau, în afară de covriși de tot felul, inclusiv din cei cu susan, semințe prăjite de floarea soarelui și de bostan, dovlea copt, imense felii de dovlea copt. Nu erau puține nici frizeriile cu perdele din mărgele la intrare, cizmăriile și croitoriile. Dintre toate străzile orașului meu natal, Calea Cărăraș și Strada Galați, mi se pare că oglindeau cel mai veridic și în același timp cel mai deprimant mizeria, care era de fapt trăsătura specifică a orașului nostru de port, în ciuda faptului că în el se aflau adunate nu puține averi. Pe stradă erau mulți copii care se jucau așa cum se joacă toți copiii pe stradă și cum se jucau și cei din Mahalaua Mascaralei. Am observat de la început și m-a intrigat faptul că toți se uitau la mine de parcă aș fi fost o arătare. Am observat lucrul acesta, m-am mirat, dar scurt timp după aceea nu i-am mai dat importanță, preocupat de cu totul altceva. În cel mult, un sfert de oră, aveam să mă găsesc în fața mamei, care avea să se bucure că m-am însănătoșit, că mă va avea din nou lângă ea. Dumnezeule, cum voi îndrăzni să dau ochii cu ea? Aș fi rupt-o la fugă înapoi la spital dacă unchiul Iancu nu m-ar fi ținut de mână. Mâna lui caldă îmi făcea bine, nici eu nu știu în ce fel. Dragul, bunul și curajosul meu unchi Iancu. Au trecut ani și ani de atunci, dar chipul lui mi-a rămas viu întipărit în minte. Al tatei, așa cum a arătat el în realitate în decursul anilor, s-a estompat cu desăvârșire. Imaginea mamei, de asemenea, s-a întunecat. La fel, imaginile colegilor, ale profesorilor sau ale unor prieteni pe care nu i-am văzut de mulți ani. În schimb, chipul unchiului Iancu s-a păstrat la fel de viu și de strălucitor, de parcă n-ar fi trecut atâția ani de când s-a călătorit în lumea umbrelor. Îl văd cum arăta în după amiaza aceea când a venit să mă ia de la spital. Înalt, cu o față mare, aproape pătrată, pe care o evidențiau ochii, doi ochi verzi și atât de strălucitori încât păreau luminați pe dinăuntru. Pe deasupra frunții boltite pornea hălăciuga de păr blond. O mustață, de asemenea blondă, acoperea buza superioară. Părul blond bogat, mustața blondă și ochii verzi și neobișnuit de luminoși dădeau chipului său nu știu ce frumusețe stranie. Pentru mine, unchiul Iancu întruchipa perfecțiunea. Mi se părea că nu poate exista un om mai frumos, mai bun, mai desăvârșit decât el. Mi se părea de asemenea că nu există un alt om mai elegant. Dar ochii băiatului de 15 ani, atâția aveam, nu vedeau că celebra lui pălărie, deși de curând spălată și călcată de pălărier, era totuși un pic uzată, că hainele bine periate și de asemenea călcate erau cam lustruite și că pantofii strălucitori se deformaseră de atât a purtat. De asemenea, nu observam nici că puținele lui cravate erau vechi și că începuseră să se decoloreze din cauza soarelui. Nici nu se putea să fie altfel, fiindcă unchiul Iancu nu era decât un modest slujbaș la oficiul stării civile. Privindu-l pe furiș, am observat cele două cute paralele între sprâncenele sale stufoase. Asta însemna că pe unchiul Iancu îl preocupa ceva. Unchiule, cât am zăcut la spital?" l-am întrebat aproape fără voie. 2 săptămâni, ducule," îmi răspunse dintr-o dată înviorat. Și ce boală am avut?" Ei, boală, propriu zis o boală n-a fost. Sau poate nu știu eu cum s-o fi numind. Te-ai speriat însă rău de tot, măi ducule." M-am speriat. A fost însă îngrozitor. Va să zic că știi, unchiule, ce mi s-a întâmplat." Convins că știe, parcă acum nu mai era chiar atât de greu. De bună seamă, a fost însă o furtună. În adevărat uragan, cum nu-și mai amintește nimeni să se mai fi abătut vreodată pe meleagurile noastre. Dar și tu, măi ducule, spuneai doar că vrei să te faci marinar." Ce tot spui, unchiule, că nu înțeleg?" Da, măi băiatule, te-ai speriat de furtună. Cine a mai pomeni marinar căruia să-i fie frică de un flac de furtună? Și m-am speriat atât de tare încât a trebuit să mă duceți la spital? Cam așa, băiete. Trebuie să știi că de nu-i venea în minte unei vecine gândul ăsta bun. Cine știe dacă biata maică ta n-ar fi avut de plâns 2 morți dintr-o dată. Fiindcă află, măi ducule, băiatule, taică tu a murit. Știu, unchiule, și în gând. Am știut-o înaintea dumitale. Cum a murit însă nu știi. A fost omorât, măi băiete. De cine și pentru ce, asta nu mai știu. Deși doream atâta, mărturisirea nu s-a lăsat rostită cu glas tare, dar pe semne arătam rău, fiindcă unchiul Iancu se ne liniști imediat. Ei, măi băiete, nu-mi place de fel cum arăți. Asta înseamnă că încă nu te-ai vindecat. Atunci de ce ți-au dat drumul de la spital? Ba, mi-e bine, unchiule, a fost numai așa un fel de amețeală. De fapt e vina mea, se mustră el. Ar fi trebuit să luăm o trăsură. După atâtea zile de stat în pat, e fire să fii tare slăbit. Da, mă, ducule, zău că n-am un sfanț în buzunar. Dacă m-aș fi gândit înainte, poate găseam să împrumut de la cineva câțiva lei. Lasă, unchiule, nu trebuie să-ți faci reproșuri pentru atâta lucru. Până acasă mult nu mai avem de mers. Atunci să ne grăbim. Maică ta-i nerăbdătoare să te vadă. M-a luat de mână și ne-am continuat drumul. Unchiul Iancu se întunecase la față. Parcă nici ochii nu-i mai străluceau ca mai înainte. După cât îmi putea dea seama, ceva îl preocupa, de ceva era tare necăjit. Ducule, băiete, începu el vorba ceva mai târziu. Cam de timpuriu va trebui să înveți a privi lucrurile ca un bărbat și nu va fi deloc ușor. Dar altfel nu se poate, măi băiete, Ducule. De acum încolo mama nu te mai are decât pe tine. De aceea va trebui să te strădui ca ea să-l uite cât mai curând pe taică tău. Altfel se prăpădește sărmana. Nu, unchiule, eu n-am să pot să o fac să-l uite. Ba, ai să poți, te asigur că ai să poți. Desigur, nu va fi ușor, fiindcă maică tata are mult la mai iubit. Năprasnic a fost nenorocirea asta. Cine s-ar fi gândit că bietul taică tu va avea un astfel de sfârșit? Nimeni nu știe de ce a fost omorât, nici măcar poliția. Ea cercetează, dar până în prezent n-a descoperit nimic. Și nu-i de mirare, măi, Ducule, băiete. Ascultă-mă pe mine, asta nu e o crimă obișnuită. De aceea tare mi-e teamă care să tot bâșbâie fără să poată da de firul ei. După cât se pare, ei presupun că e vorba de o răzbunare. S-ar putea, nu zic nu. Totuși, taică tu n-a fost un om prost ca să se lase momii tocmai acolo, în cazul când mobilul a fost răzbunarea. No, trebuie că e vorba de cu totul altceva. Ei, dar ce stau eu să discut lucrurile astea cu tine, măi, Ducule, băiatule? Astea ne privesc numai pe noi, oamenii mari. Și îndreptându-se de umeri, grăbi pasul. Nu e o crimă neobișnuită, unchiule? I-am replicat, începând să alerg ca să nu rămân în urmă. Ce spui tu, Ducule? Că nu e o crimă neobișnuită. E o crimă, o întâmplare nenorocită, unchiule Iancu. Unchiul Iancu se uită la mine lung, compătimitor. Era convins că mai eram încă bolnav, că poate nu mai sunt în toate mințile. Da, în definitiv s-ar putea să fie și așa cum spui tu. Fu de acord, dar numai ca să nu mă contrazică. Ne aflam pe strada principală a orașului. Pe aici nu prea se întâmpla deseori să mă aventurez, dar când o făceam, vitrinele mari, încărcate cu tot ce vrei și ce nu vrei, multe din obiectele expuse nici nu știam ce întrebuințare au, mă încântau până aproape de amețeală. Acum, fiindcă unchiul Iancu nu se grăbea, mergea de parcă s-ar fi plimbat, fără să vreau m-am lăsat furat de același miraj, dar iată că se întâmplă ceva care readuse în sufletul meu durerea. Treceam tocmai prin fața unui mare magazin de încălțăminte. Mi se pare cel mai mare. Magazinul la balon avea o vitrină uriașă de cristal, iar pe cele două laturi verticale oglinzi tot atât de înalte. Când am ajuns în dreptul uneia și când chipul meu s-a reflectat în ea, am văzut un băiat care semăna cu mine, dar care în niciun caz nu puteam fi eu. Și mi se părea lucrul acesta peste putință, pentru că băiatul din oglindă avea părul alb, pe când al meu, după cât știam, era castaniu. Instinctiv m-am oprit. Și abia atunci am avut certitudinea că băiatul cu părul cărunt din oglindă sunt eu însumi. Unchiule, nu te necăji, Ducule, băiete, că ai un păr de moșneguț. Crește el din nou cum a fost, să n-ai tu nicio grijă. Și crezi, unchiule, că mi-a albit de frică? Da, băiatule, altfel nu se albea el. M-am smuls cu greu din fața oglinzii. Unchiul Iancu iarăși a petrecut brațul pe după umerii mei. Și așa, amândoi tăcuți, ne-am continuat drumul spre casă. Pe măsură ce ne apropiam, pe măsură ce se apropia clipa când aveam să dau ochii cu mama, mi se părea că devin mai hotărât. Eram încredințat că va fi suficient să o văd ca să-i cad imediat în genunchi și să-i mărturisesc adevărul. Stăpânit de acest gând, nici nu mi-am dat seama când am ajuns în mahalaua noastră. Unchiul Iancu a deschis ușa și a pășit primul pragul. L-am urmat ținându-mă ca un prunc de surtucul lui. Bună ziua, Ana! Ia că l-am adus pe Ducu, cum îți mai este? Abia acum am zărit-o pe mama. Era culcată în pat, palidă, cu cearcăne la ochi, cu fruntea brăzdată de cute pe care înainte nu le avusese. Ducule, Ducule, băiatul meu! M-am întinse brațele, am alergat și m-am cuibărit la pieptul ei. Iartă-mă, mamă, iartă-mă! Cuvintele de iertare le-am rostit doar în gând. Cuibărit la pieptul ei, am plâns amar, dar am izbutit să închid în mine mărturisirea. Nu din lașitate, ci din cu totul alt motiv. O iubeam mult pe mama, o iubeam nespus de mult, dar de ea mi-a fost totdeauna puțină teamă. Dacă în clipa în care am pășit pragul casei aș fi citit în privirea ei unda aceea de asprime, atât de bine cunoscută mie, i-aș fi mărturisit din prima clipă adevărul. Dar marea încercare prin care trecuse o schimbase. Asprimea din priviri, din voce, dispăruse. Era acum parcă o altă mamă, bună, duioasă, o mamă în sufletul căreia nu mai era loc decât pentru o dragoste neprisosită față de mine. Și fiindcă mi-am dat seama de aceasta, poate mai mult instinctiv, am tăcut Am închis în mine mărturisirea. Îmi amintesc de zilele care au urmat. Mama era tot timpul bolnavă, o doborâse durerea, emoțiile. Ciudată ființă a mai fost mama. Cât timp a trăit tata, nu mi-aș fi putut închipui, văzând-o mereu încruntată și cu voce repezită, că îl iubea atât de mult. E drept, nu aveam nici vârsta potrivită, dar mare mirare a fost și pentru oamenii în toată firea, vecinii și vecinele noastre. Ce zici, soro de Ana? Ai fi crezut, auzind-o cum îl cicălea pe răposatul de bărbată său, că l-a iubit atâta? În ziua reîntoarcerii mele de la spital, după plecarea unchiului Iancu, strângându-mă la piept și suspinând, mi-a spus: „Acum, ducule, când tăticul nu mai este, nu te mai am decât pe tine.” Puțin tică la trup și firavă fusese ea totdeauna, dar o voință pe care n-ai fi bănuit-o în trupul acela mic o făcea să fie mereu activă și iute în mișcări ca un prâsnel. Acum însă durerea o doborâse. Am aflat mai târziu că în timp ce eu mă zbăteam în ghearele morții la spital, acasă mama fusese și ea la un prag de moarte. Dar mai mult decât toate doctoriile a vindecat-o teama de a nu rămâne singur, să cresc din mila vecinilor. 3 zile nu m-am dezlipit de lângă ea, dar în a 4-a zi, atunci când s-a putut da jos din pat, m-a trimis să mă joc. Cum am ieșit în stradă, am dat cu ochii de Fane. Fane, rivalul și prietenul meu. „Te făcuși, mă, bine. Lumea zicea pe aici că ai dat ortul popii.” „Nu l-am dat. Ce fac băieții? Noi fi crezând că ți-au dus dorul.” „Mie mi-a fost dor de voi.” Fane nu se așteptase la o replică atât de împăciuitoare. Se încruntă, își scărpină vârful nasului și rămase câtva timp cu ochii pe un hulub care dădea târcoale unei hulubițe. Dar până la urmă tot nu se dădu bătut. „Ce are să mai râdă banda de tine?” „Și mă rog, de ce să râdă?” „Te-ai uitat, mă, în oglindă? Bunicul are părul mai puțin alb ca al tău.” „Să văd eu cine are să aibă curajul. Îi arăt eu lui.” „Nu, te mai grozăvi, mă. Crezi că nu știu din ce-ți veni boala?” „Din ce?” „Din frică toți sânci au să râdă de tine. Unul să îndrăznească numai.” Fane ridică din umeri, mă mai măsură o dată din cap până în picioare, cu un dispreț suveran, apoi, întorcându-mi spatele, îmi strigă peste umăr: „Hai, nu vii?” M-am luat după el. Am coborât dealul în goană pe panta cea mai abruptă. Jos în port i-am găsit pe ceilalți. Băieții mă primiră cu strigăte de bucurie. Bineînțeles, părul meu alb produs o impresie deosebită asupra tuturora. Și fiindcă am simțit că cel puțin la 2-3 poreclele le stăteau pe buze, i-am avertizat că dacă vreunul va avea proasta inspirație să-și râdă de părul meu alb, îi voi face mutra chiseliță. Amenințarea își produse imediat efectul, pentru că pornea de la cineva care în nenumărate rânduri îl înfruntase pe șef, respectiv pe Fane. Am început să ne jucăm. Nu mi-aduc aminte ce joc. Știu doar că a fost unul din acelea pe care, mai înainte, jucându-le, scorneam de fiecare dată peripeții inedite și palpitante, spre uimirea și satisfacția celorlalți băieți. De data asta însă, izvoarele imaginației mele se caseră cu totul parcă. Dar nu acesta a fost lucrul cel mai grav. Mai grav a fost că după numai câteva minute m-am tras deoparte, pur și simplu, fiindcă mă plictiseam. N-a fost un capriciu trecător. În zilele următoare s-a întâmplat la fel. Așa am ajuns să descoper că nu mai făcea plăcere să mă joc. Explicația, deși am căutat-o, nu am găsit-o atunci. Ca și cu alte prilejuri, ea mi s-a revelat mult mai târziu. Din cauza aceasta, mai ales, eram și nu mai eram același. Voieșia-mi dispăruse cu desăvârșire. „Ce se întâmplă cu tine, ducule?” mă întreba adesea neliniștită mama. Credea pe semne că spaima prin care trecusem, în ciuda îngrijirilor medicale pe care le primisem, nu rămăsese fără urmări. „Nimic, mamă.” „Cum nimic, dragul meu? Ce, așa erai tu înainte? Nu te-am mai auzit râzând, nu te-am mai văzut zburdând, nu te mai joci. Stai tot timpul și te gândești.” „La ce te gândești, ducule?” „La nimic, mamă.” „La nimic.” Repeta oftând, învăluindu-mă în lumina ochilor ei, care de fiecare dată se umezeau. Ce i-aș fi putut răspunde? Puteam oare să-i spun: „Mamă, mă gândesc la noaptea aceea când, fără voia mea...” Capitolul 2. N-am să uit niciodată noaptea aceea neobișnuită. Era neobișnuită nu numai pentru că era neagră să zvâri degetele în ochi, și nici pentru că era cerul, din cauza norilor, părea atât de jos, parcă într-adins ca să mângâie creștetul țugoiat al lui Nea Șuncărică. De fapt, era neobișnuită pentru că se stârnise un adevărat uragan care amenința să smulgă învelișul din carton gudronat de pe acoperișurile majorității caselor din mahalaua noastră și pomișorii din curțile oamenilor. Dar nu numai ei, ci chiar copacii din grădina publică, spre pildă, vânjoși și falnici, speriați și amețiți de scuturătura înverșunată, se tânguiau cu un vaet parcă omenesc. Vreun uluc, vreun burlan sau o bucată de tablă smulse aproape din locul lor și abia ținându-se în câte un cui scârțâiau în cadență inegală. La o azvârlitură de băți, jos, Dunărea, în ciuda bătrâneții, se răzvrătise și, furioasă, își trimitea valurile spumoase să înghiontească geamandurile, decisă să le smulgă din locul lor și să le scufunde, să bată în dig cu baroase de apă, să hurduce pontoanele debarcaderelor, să sfărâme bărcile și lotricele lipovenilor, priponite una lângă alta în dreptul pescăriei. Au trecut mulți ani. Pe atunci eram un băiat ceva mai mare decât o șchioapă, cu toate că aveam 15 ani și cu toate că mama spunea că sunt un împielițat, după câte mai aduc aminte, pot afirma că părerea ei nu corespundea decât numai în parte realității. De altfel, în ce măsură am fost sau nu un împielițat, ar putea depune mărturie toți tovarășii mei de joacă, dacă, bineînțeles, cunoscându-le adresele, vi le-aș comunica spre a vă da posibilitatea să verificați temeinicia afirmațiilor mele. Cum însă nu le cunosc, îmi place să sper că cititorii nu vor pune la îndoială spusele mele, mai ales că a fi un împielițat la vârsta aceea nu-i un lucru chiar atât de rușinos. Mahalaua noastră purta numele de strada Zidului. De ce îi se spunea așa? Nu știu. Pe semne, la capătul străzii înspre Dunăre o fi fost cândva zidul cetății, fiindcă este știut că pe vremuri orașul nostru a fost cetate turcească. Dar aceasta e o simplă presupunere a mea. De un lucru pot să vă asigur, că eu nu am mai apucat niciun fel de zid. Și dacă, într-adevăr, o fi existat cândva unul, probabil că se prăbușise atunci când s-a întâmplat nenorocirea despre care povestesc bătrânii. Spun ei că, de mult, cu ani și ani în urmă, malul se surpase și strada noastră se scurtase cu aproape 100 de metri. Se năruiseră atunci multe case și mulți oameni pieriseră îngropați. Ei... Dar toate acestea se întâmplaseră cu mulți ani în urmă. Pe vremea când s-au petrecut cele ce vreau să istorisesc în această carte, mahalaua noastră era doar o bucățică de stradă. Un țânc de 10 ani, dacă zvârlea o piatră de la un capăt, ajungea sigur până la celălalt. Strada urca în pantă și se termina chiar în buza râpii. Jos, în vale, portul cu magaziile de însilozat cereale, în cea mai mare parte părăginite sau arse încă de pe vremea primului război mondial, cu linie ferată de triaj, de ani de zile nefolosită, ruginită și cu traversele putrezite și astupate de bălării. Mahalaua noastră nu număra mai mult de 40 de case, câte 20 de fiecare parte a străzii. Dacă închid ochii, o văd așa cum arăta în anii copilăriei mele. Pe atunci mi se părea frumoasă. Mai târziu, pe măsură ce am crescut, mi-am dat seama că nu era deloc așa. O veritabilă mahala locuită de oameni nevoiași ce-și câștigau pâinea muncind în port, ca lucrători la șantier, un minuscul șantier naval, și la rizerie sau ca barcagii, șlepari și hamali. Casele aproape toate erau vechi, mărunte, unele atât de mărunte și îngropate pe jumătate în pământ, încât se putea uita broasca pe fereastră, acoperite cu carton gudronat sau cu olane. Pe acoperișul câtorva, peste cartonul gudronat, erau puse cărămizi și pietre ca nu cumva să-l ia vântul atunci când se pornea să bată mai cu putere dinspre baltă. Existau și două case acoperite cu tablă, a lui Nea Mihalache Suru și a lui Nea Șuncărică, de altfel și cele mai arătoase. Restul scunde din paiantă, în care fiecare familie ocupa, cu rare excepții, cel mult două cămăruțe și un antreiaș, care iarna servea și ca bucătărie. Doamne! Că multe suflete necăjite mai locuiau într-o singură curte. Dar parcă cei mai mulți eram noi, copiii, când se întâmpla să ne adunăm cu toții, huia nu alta strada spre marea disperarea mamelor și a mătușilor. Norocul lor era portul jos la 2 pași, care exercita asupra noastră o atracție mult mai puternică decât bucățica de stradă. Ehei, ce vrăjitor mai era și portul ăsta! Farmecul lui... Locuri mai minunate de joacă nici că se puteau găsi altele, izbutea să ne facă să uităm până și de foamea care mai toată ziua ascuțea ceva asemănător unor brice prin stomacurile noastre. Pentru că, trebuie să știți, aproape niciunul dintre noi, printre aceștia mă număram și eu, cu toate că tata, care lucra la uzina electrică, avea un salariu invidiat de mulți, nu știa ce înseamnă a fi sătul cu adevărat. Sătui nu eram niciodată, dar, copii fiind, Buna dispoziție nu ne pierdeam. De altfel, cu unele excepții, singurii oameni veseli de pe strada noastră, doar noi eram. Cei mari, la drept vorbind, nici nu aveau de ce să fie. Când abia câștigi atât cât să nu mori de foame tu și ai tăi, buna dispoziție te ocolește și veselia se călătorește pe aiurea. De aceea erau posomorâți, irascibili, gata în orice clipă să se certe cu nevestele care, la rândul lor, acrite și ele de atâtea nevoi, nu se lăsau mai prejos. Nici măcar beția lor, și oamenii de pe strada noastră se îmbătau adesea, nu era veselă, ci tristă sau arțăgoasă. Vara și, în general, cât importul lucra, mai tracă meargă. Iarna însă oamenii deveneau morocănoși, ursuzi, arțăgoși. Se certau și își certau mai des nevestele, mai des veneau acasă pe două cărări. Iarna până și noi, copiii, ne pierdeam buna dispoziție. Stăteam mai mult în casă și când stai în casă, când nu poți să te zbengui prin port închipuind fel de fel de jocuri sau să te scalzi în Dunăre, e normal să simți și mai tare foamea. De aceea iarna, care pentru toată lumea pare mai lungă decât este ea în realitate, nouă ni se părea că nu avea să se mai sfârșească niciodată. De toate acestea mi-am dat însă seama treptat. Pe măsură ce am crescut, am înțeles că strada noastră este, de fapt, o biată mahala cu puține case, dar cu nevoi multe, o stradă urâtă cu oamenii năcriți din pricina lipsurilor, pe care rar îi vedeai zâmbind și, mai rar, veseli. Ei, dar era să uit a vă spune că pe bucățica noastră de stradă exista și o cafenea pe care o ținea un turc pe nume Mustafa. Ar fi trebuit să vedeți cum arăta cafeneaua lui Mustafa. În tot orașul, și pe atunci existau destule, nu ai fi găsit o alta a idoma ei. Ba, cred că n-aș exagera dacă aș spune că o cafenea asemănătoare nu ai fi găsit în niciunul din orașele de port, de la Turnul Severin și până la Sulina. Nu era mai mare de 20 de metri pătrați. La mijloc, o masă de biliard cu pânza verde uzată. Uzate de asemenea atacurile și bilele. Cea albă, de bătrână ce era, căpătase culoarea crem. Cele 5 mese nu se asemănau între ele, cum de asemenea nu erau identice nici scaunele. Pe jos nu existau podele, ci pământ. Deși o vecină, cel puțin o dată pe săptămână, nivela cu luta adânciturile din jurul mesei de biliard, de fiecare dată picioarele jucătorilor aveau grijă să le scobească din nou. Bre, Mustafa, bre, de ce nu pui și tu niște dușumele? Ce Dumnezeu, aici parcă ar fi graj și nu cafenea. Nu este în bani. De când dăinuia cafeneaua, n-am putut afla. Toată lumea era convinsă că se născuse odată cu strada. Mustafa preluase afacerea de la tată său Selim. Dacă și acesta o moștenise de la părintele său, nici asta n-am putut afla. În orice caz, un lucru pot să afirm cu certitudine, că mahalaua noastră nu avea nevoie de cafeneaua lui Mustafa. Aceia cărora li se făcea poftă de o cafea nu în dugheana lui intrau, ci în vreuna din multele cafenele care se înșirau jos în port de-a lungul cheiului. Doar iarna, dacă mai prindea turcul vreun client din mahalaua noastră, v-ați putea, desigur, întreba. Bine, dacă oamenii de pe strada noastră ocoleau cafeneaua lui Mustafa, atunci din cine era formată clientela? În primul rând, din liceeni. Din septembrie, când se deschideau școlile, și până pe la sfârșitul lui iunie, când începea vacanța, de dimineață și până la ora prânzului, cafeneaua lui Mustafa, dacă nu gemea de clienți liceeni, în orice caz era binișor populată, fiindcă, după opinia acestora, nu exista un alt loc ferit unde să se poată trage mai bine chiulul de la ore decât vizuina lui Mustafa. Pe de altă parte, nu exista nicio altă cafenea unde să stea la dispoziția unor puști ca ei, de dimineață și până seara, un biliard. Jucătorii, în marea lor majoritate din categoria acelora care în fiecare dimineață căpătau bani de buzunar de la îngăduitoarele lor mame, mizau pe cafele, pe dulcețuri, pe caramele, pe bragă. Caramelele și braga erau fabricate de Mustafa după rețete proprii. O altă categorie de clienți o formau cei de pe străzile vecine. Aceștia se aventurau în cafeneaua lui Mustafa, fiindcă, pretindeau ei, o cafea atât de bună nu se putea bea nicăieri în altă parte. Mai poposau acolo pescari lipoveni, mecanici de pe remorchere și, în mod întâmplător, chiar unii marinari de pe vasele străine. În căutare de aventuri, suiau din port în oraș, luând pieptiși dealul, în loc să urce pe cunoscutele și pavatele vaduri, cum li se spuneau respectivelor străzi. Dacă mi-aduc bine aminte, cred că, cel puțin la noi în oraș, Mustafa a fost precursorul autoservirii. Voiai o cafea? Cât ai clipit din ochi, o pregătea într-unul din nenumăratele lui ibrice pe care cred că nu le spăla niciodată. Unii pretindeau că tocmai în aceasta consta secretul excepționalelor sale cafele. Ți-o răsturna într-o ceșcuță și cu vocea subțire și puțină ce aducea behăit de capră te anunța: gata, este-mi cafe. Depuneai banii pe teșgheaua acoperită cu o foiță de zinc, luai ceșcuța cu cafea și te duceai sosori pendelete la locul tău. Să servească el pe cineva la masă, așa ceva nu obișnuia niciodată Mustafa. Ciudată mai era strada noastră, mahalaua noastră. În primul rând era de mirare cum de luase ea ființă tocmai în partea aceea orașului, asemenea unei pecingini pe un obraz rumen și bucălat. Toate celelalte mahalale se întindeau spre marginea orașului. A noastră era înconjurată de străzi cu case care mai arătoase, unele din ele adevărate palate cu grădini și parcuri, cum numai la cinematograf se întâmpla să mai vedem. În toate casele și palatele acelea locuiau moșieri, bancheri, armatori, cerealiști, angrosiști, mari procuriști, consuli, medici, avocați, pe aici, pe acolo, câțiva ofițeri superiori și multe asemenea fețe simandicoase. Pe una din străzile apropiate locuia chiar un conte, un oarecare conte de Palermo. Casa era cunoscută în tot orașul sub numele de Palatul Contelui de Palermo. Astăzi, când încerc să-mi aduc aminte cum arăta Palatul Contelui de Palermo, îmi dau seama că nu prea semăna cu ceea ce se înțelege în mod obișnuit prin acest cuvânt. Dar probabil că titlul de noblețe impresionase în așa măsură pe concetățenii mei din protipendadă, încât, neputând concepe că un cont ar putea locui altundeva decât într-un palat, botezaseră ca atare casa. La drept vorbind, aceasta nu se deosebea de celelalte case, decât prin ferestrele din cristal veritabil, precum și prin leii de marmură, 2 la număr, care străjuiau cele câteva trepte de la intrarea principală. Dar după cum casa nu era un veritabil palat, tot așa nici contele de Palermo nu era un veritabil conte. Grec de origine, începuse prin a fi băiat de prăvălie în taverna unei rubedenii din portul Napoli. Datorită norocului, dar în același timp și unei excepționale aptitudini pentru afaceri, încă înainte de a împlini 40 de ani, viitorul conte de Palermo câștigase suficienți bani ca în tot restul zilelor ce mai rămâneau de trăit să poată duce o viață îndestulată și lipsită de griji. Și se hotărâ pentru un asemenea fel de viață, nu pentru că plăcerea de a fecunda capitalul ar fi încetat brusc să exercite asupra sa teribila lui tentație, ci doar pentru că avea o constituție tare șubredă. Își cumpără un titlu de noblețe, datorită căruia îi fu ușor să capete și pe acela de consul, bineînțeles onorific, al statului italian în portul de pe malul bătrânului Danubiu. Ce capriciu l-a mânat pe proaspătul conte de Palermo să se aciueze tocmai în orașul nostru, n-am putut afla niciodată. Bănuiesc însă că a fost ceva mai mult decât un capriciu, deoarece nici clima de baltă și nici cohortele de țânțari nu oferau condiții prielnice de trai unei constituții debile. Vecinul contelui de Palermo era bătrânul și putretul de bogat domn Spiros Piratos. Acest Spiros Piratos, pe cât era de bogat, pe atâta era de zgârcit. Avea remorchere, avea șlepuri, avea câteva moșii și era proprietarul caselor de pe o întreagă stradă. Zgârcenia lui însă i-ar fi putut face să pălească de invidie pe Harpagon, Hagitudose și pe oricare altul din iluștri zgârciți. Acest fapt nu constituia deloc un impediment ca domnul Spiros Piratos să fie estimat de toată lumea și în fața lui să se descopere cu mult respect până și președintele tribunalului, domnul Lucian Dumbravă, proprietar și el al unei prea frumoase case cu etaj de pe aceeași stradă. Nu cred că ar prezenta interes pentru cititori numele și profesiunea tuturor simandicoaselor personaje care locuiau pe străzile ce se învecinau cu mult hulita noastră mahala. Consider că, pentru edificarea lor, este suficient dacă adaug că în această parte a orașului înflorise, în decursul anilor, cartierul cel mai frumos și că tot aici, în casele elegante și spațioase, se ascundea cea mai mare parte din bogățiile orașului nostru. Și tot aici, ca o pecingine, în inima celui mai frumos și mai elegant cartier, strada zidului. Comparând strada noastră cu o pecingine, cititorii ar putea crede că încerc să-mi ponegrez mahalaua în care am văzut lumina zilei și în care am copilărit. Departe de mine un asemenea gând. Strada zidului era denumirea ei oficială. Numele acesta era scris pe tăblie albastră, prinsă pe peretele casei din dreptul căreia începea strada. Cu acest nume figura în nomenclatorul străzilor de la primărie sau al oficiului poștal. Dar cei care locuiau în spațioasele și elegantele case din aristocraticul cartier îi spuneau strada Pecinginei. N-am putut afla cine fusese nașul. Se pare, deși nu am putut aduna dovezi concludente, că armatorul, cerealistul și proprietarul clădirilor de pe o stradă întreagă, domnul Spiros Piratos, Harpagonul orașului nostru, ci că acesta, scandalizat într-o zi de nu știu ce fapta cuiva de pe strada noastră, s-ar fi adresat vecinului său, procuristul unei mari societăți de cereale cu capital francez. Asta este strada? Asta pe Ținzina, tu! Asta mascara, nu strada!" Indignarea domnului Spiros Piratos în exprimarea ei plastică plăcu atât de mult și fu atât de mult purtată din gură în gură, încât în cele din urmă nu știu prin ce proces obscur, pe care poate numai lingviștii sau poate folcloriștii ar putea să-l limpezească, strada noastră începu să fie cunoscută ba sub numele de strada Pecinginei, ba sub acela de strada Mascaralei. Câtva timp cele două porecle își disputară întâietatea, dar până la urmă aceea care câștigă o biruință definitivă fu ultima. Partea curioasă este că porecla fu însușită chiar și de noi, locuitorii ei, de la mic până la mare. Dacă spre pildă cineva ar fi fost întrebat, pe ce stradă stai mă, țâcă? Pe strada Mascaralei, ar fi răspuns fără niciun fel de ezitare. Câteodată mă întreb dacă nu cumva porecla aceasta a dat naștere în sufletele celor care locuiau pe strada Mascaralei unui complex de inferioritate de care nimeni nu era conștient. Pentru că mi se pare și astăzi curios faptul că în marea lor majoritate, bărbații și femeile de pe strada noastră, ori de câte ori aveau treburi în oraș, foloseau un drum despre care în niciun caz nu se putea spune că e cel mai scurt. Aceasta fără a mai pune la socoteală că era și cel mai puțin comod. Spre a evita străzile simandicosului cartier, coborau malul până jos în port. De acolo, dacă erau grăbiți sau dacă își puteau permite luxul, luau tramvaiul. Ceilalți, și aceștia erau cei mai mulți, ajungeau din nou în oraș urcând unul din vaduri. Din acest motiv, dacă priveai de sus de pe mal, panta ce cobora până în port, o vedeai întretăiată de nenumărate potecuțe, un adevărat labirint care la prima vedere, și mai ales pentru cineva străin de locul și obiceiul acestor oameni, păreau cu totul lipsite de sens, ele datorându-se parcă exclusiv întâmplării. În realitate, fiecare potecuță își avea rostul ei. Așa, spre pildă, una, aproape verticală, era a noastră a copiilor. Ne făcea mare plăcere să coborâm malul de-a dreptul și să-l urcăm apoi pieptiș. Erau altele ceva mai line. Acestea erau folosite de oamenii tineri care lucrau la silozuri sau la elevatoare și care, de asemenea, nu se prea speriau de un fleac de deal. Cele mai șerpuitoare erau folosite de oamenii cărora, tocmai fiindcă aveau inima beteagă, bucățica de deal li se părea uriașă cât un munte. Până și babele și moșnegii, care nu puteau merge decât sprijinindu-se în bastoane și cârji, își aveau botecuțele lor. Dintre toți locuitorii străzii noastre, cei care nu sufereau de vreun complex de inferioritate, asta în cazul când ceilalți sufereau cu adevărat, eram în primul rând noi, copiii. Totuși, dacă drumurile noastre duceau de cele mai multe ori în port, aceasta se datora faptului că el ne atrăgea cel mai mult. Și cum să nu ne placă, de vreme ce nicăieri nu se puteau înșgheba jocuri mai frumoase ca acolo. Bineînțeles, nimic nu ne oprea să năvălim ca niște diavoli și pe străzile boierești, pe care părinții noștri în mod deliberat sau nu le ocoleau, și să le umplem cu larmă și strigăte barbare, deloc sinchisindu-ne că era ora când înapoi a ferestrelor cu storurile lăsate, boierii își făceau siesta. În afară de noi, copiii, nici tinerii nu se sfiau să treacă pe acolo, îndeoseb fetele aproape toate frumoase. Când ele treceau și se întâmpla ca niscai fețe simandicoase să se găsească în vreun balcon, pe vreo terasă sau în chioșcul vreunei grădini, nu trebuia să fii cine știe ce mare psiholog ca să înțelegi ce exprimau privirile cu care erau urmărite frumoasele fete de pe strada noastră. Până și domnul Spiros Piratos, pe care nimeni nu-l întrecea în ceea ce privește disprețul față de locuitorii de pe strada Mascaralei, în ciuda bătrâneții sale senine, nu se putea abține să nu exclame în limbajul său împestrițat: "Chitaxe, se mai comațachi!" Dar era să uit pe cineva care de asemenea nu ocolea străzile boierești. E drept, de obicei numai noaptea și doar atunci când era cu chef, dar aceasta nu are importanță, fiindcă numai de lașitate nu putea fi acuzat Șuncărică, căci despre el e vorba. Acum când scriu despre el, parcă l-aș avea în față. Înalt, bolovănos, cu capul țuguiat ca o pepenoaică din cele uriașe de Bertești, cu ochii mici, clipind mereu din ploape, de parcă lumina zilei era prea puternică, cu nasul încăvoiat ca un cioc de cucuvaie, cu bărbia scuțită de zgripțuroaică, cu picioarele lui lungi și încovoiate, ca niște uriașe paranteze. Îl văd, dar mi se pare totodată că-i aud și vocea puternică să trezească până și morții din groapă, dar ciudat de subțire ca a unui băiat în pragul adolescenței. Da, parcă-l aud, țipând cu vocea lui subțire, pus pe harțag, așa cum se întâmpla ori de câte ori se întorcea acasă cu chef. Cine și ce are cu mine? Ia însă te vă, mă! Grijania lui cui nu știu ce are cu mine! Arată-te, mă! Și Șuncărică privea încruntat în dreapta și în stânga, ca și când l-ar fi pândit dușman nevăzuți de dinapoia grilajelor porților boierești sau dinapoia storurilor lăsate. Dar cum nimeni nu avea nimic de împărțit cu el la ora aceea, iar cei care aveau motiv să fie nemulțumiți, fiindcă îi trezise din somn, nu îndrăzneau să-l înfrunte măcar cu o dojană, lui Șuncărică, dacă era lună, îi se cășuna pe ea. O apostrofa amenințând-o cu pumnul. Și tu, paceaură, ce mă privești așa, hai? Ei, da, eu sunt Șuncărică, m-am îmbătat. Și ce dacă? Dorm boierii? Doarmă dormire, ar somnul dă pe urmă. Ui, care ești ăla de dormă când trece Șuncărică? Ura, trăiască Șuncărică, trăiască sucsemnatul. Foaie verde și o sipică, dă-mi un țoi de secărică, mie mălu Șuncărică. Nici când ajungea în mahalaua noastră, Șuncărică nu se liniștea. Continua să certe luna, împotriva căreia era mai mereu pornit, pe măsură ce se apropia de casă. Oamenii, câți îl auzeau, puțin, deoarece trudiți cum erau, nici măcar o canonadă de artilerie nu i-ar fi putut trezi, îl înjurau întorcându-se de pe o parte pe cealaltă. Femeile, la rândul lor, îl blestemau. Numai Tantia Spasia, nevastă sa, da fuga în prag să-l ia în primire, să-l dezbrace și să-l culce în pat. Se întâmpla regulat ca invectivele lui Șuncărică la adresa lumii să mă trezească din somn. În liniștea biruitoare a nopții, vocea lui sonoră căpăta rezonanțe apocaliptice. Mi se părea că Șuncărică, Nea Șuncărică, îi spuneam noi, copiii, nu este un om ca toți oamenii, ci un uriaș din poveste, înalt cât un turn, care dacă i-ar fi venit chef să întindă mâna după lună și să dea cu ea de-a rostogolul, ar fi putut o face fără niciun fel de greutate. De aceea, mult timp după ce nu-l mai auzeam, continuam să aud înjurăturile și inepuizabilele sale hohote de râs. În noaptea aceea, bântuită de uragan, Șuncărică tot beat s-a întors acasă, numai că de data aceasta invectivele lui la adresa lunii m-au găsit treaz și îmbrăcat. Așa mă vârâsem de cu seară în așternut, așteptam ora când trebuia să pornesc în nenorocita expediție.